Bună, dragilor! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Ei bine, ca o continuare a videoului trecut, astăzi vom vorbi despre războiul din cer. Noi, ca oameni, întotdeauna ne folosim de aceste entități de lumină, ne folosim de arhangheli, ne folosim de ghizi spirituali pentru a veni în întâmpinarea nevoilor noastre și de fiecare dată aceștia ajung să ne ajute, mai devreme sau mai târziu, în funcție de cât de mult simțim noi sau în funcție de progresul nostru din punct de vedere spiritual. Cum spuneam, la nivel subtil, la nivel de ceruri, în momentul de față este un război extraordinar. Dacă ați putea vedea ceea ce văd eu, întreagul pământ este cumva acoperit de o pâclă neagră, unde se duc foarte, foarte multe războaie la nivel subtil, cum spuneam. Extrem de multe portaluri au fost deschise prin care au început să apară tot felul de entități noi, entități negative, de vibrații joase noi, pe care eu, cel puțin în acest moment, nu le-am mai simțit. Ceea ce se întâmplă la nivel subtil este un câmp de bătălie într-o acțiune extraordinară. Iar acest ghid spiritual, acești îngeri, acești sfinți, acești arhangheli au nevoie de ajutorul nostru. În afară de a vă explica ceea ce se întâmplă, de fapt vreau să vă atrag atenția acum că este momentul să dăm și noi ceea ce am primit, și anume ajutor. Cum putem ajuta în această luptă? Ce putem face pentru ca arhanghelii și îngerii să fie mai puternici? Și răspunsul este unul foarte simplu. Trebuie să le dăm lumină. Fie că aprindem în fiecare zi lumânări pentru arhangheli, pentru lupta aceasta dintre bine și rău, fie că le trimitem lumină cu palmele, pur și simplu, prin simbolurile Reiki sau pur și simplu cu lumina pe care noi avem în interior. Atenție, nu trebuie să fim neapărat inițiați în Reiki pentru a ne folosi de lumină. Lumina este interiorul nostru. Vine la pachet atunci când ne naștem ca și ființe umane și trebuie doar să o canalizăm. Și este foarte simplu. Efectiv, ridicați mâinile în sus, stați câteva secunde și chemați ca energia, lumina, să vină în palmele voastre, să vă activeze centrii voștri energetici pentru a putea să o transmiteți. Veți vedea că nu durează foarte mult și veți simți o mângâiere în palme, fie veți simți o căldură foarte puternică în palme. Asta înseamnă că palmele voastre sunt activate și acea lumină, cu ajutorul minții și imaginației, am să vă rog să o transmiteți îngerilor și arhanghelilor care au nevoie de această lumină suplimentară în acest război care se dă în momentul de față la nivel energetic și subtil. Eu lucrez foarte mult cu arhanghelii și știți foarte bine acest aspect și de fiecare dată când îi chemam, întotdeauna eram foarte prompți. În ultima perioadă, pentru că sunt efectiv epuizați din punct de vedere energetic și au foarte, foarte mult de muncă, am mai primit și refuzuri. Chiar zilele trecute l-am rugat pe Rafael, care lucrez foarte des la vindecările voastre, să mă ajute într-un caz un pic mai complicat și mi-a zis: nu pot acum, revin la tine cât de repede se poate, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Și uitându-mă în astral, am văzut aceste lupte extraordinare pentru că eram curios, vreau să văd ce se întâmplă acolo. Este un război între bine și rău, este un război între lumină și întuneric și depinde foarte mult de noi să disipăm cumva această energie negativă. De aceea vă spun de fiecare dată, încercați să rămâneți în lumină, încercați să aveți gândire pozitive, transmiteți către univers recunoștință și lumină și nu intrați în starea de negativitate, pentru că această negativitate a noastră atrage ca un magnet din ce în ce mai multă energie negativă la nivel astral, din ce în ce mai multe entități negative, deschide din ce în ce mai multe portaluri pe care uneori poate nici noi nu le înțelegem, cei care lucrăm cu ele sau prin intermediul lor. În afară de asta, trebuie să ajutăm și pământul. Acest nor negru, de care eu vă spun, înconjoară pământul, asta face ca vibrația pământului să scadă destul de mult și putem vedea războaie, cataclisme, lucruri care se vor tot întâmpla, iar toate astea țin de vibrație. Vibrația este joasă, lucrurile urâte se întâmplă. De aceea este bine să mulțumim și mamei pământ și să dăm spiritului pământului lumină. La fel, fie că aprindem lumânărele, fie că facem acest desiu cu lumină, fie că
purtăm cu recunoștință în sufletele noastre pe Mama Pământ, Spiritul Pământului, care ne dă atât de multe lucruri pe care noi am ajuns să nu ne mai apreciem. Trăim niște vremuri complicate, vremurile se vor complica și mai mult și nu vreau să vă sperii, ci pur și simplu vreau să vă pregătesc. Ceea ce se întâmplă în acest moment, la nivel astral, se va coborâ pe pământ la un moment dat prin înverșunarea oamenilor, prin răutate, prin nevoia asta de control continuu, prin a călca pur și simplu pe cadave pentru a obține ceea ce vor anumite persoane fără să aibă niciun fel de conștiință. Pentru a putea aduce pacea, pentru a putea instaura lumina pe pământ, trebuie ca și acest război de la nivel subtil să fie câștigat de către lumină. Și de aceea vă spun acest lucru, pentru că mi s-a spus și mie la rândul meu să vă transmit acest mesaj, acela că arhanghelii, îngeri, ghizii spirituali și sfinții au nevoie de lumină. Puteți aprinde aceste lumânări sau prezentul oriunde ați fi. Nu trebuie neapărat să fiți la biserică, nu trebuie să ajungi la anumită stare. Dar măcar în fiecare zi aprindeți câte o lumânare. Sunt întrebat de foarte mulți dintre voi dacă putem să aprindem și candele. Bineînțeles, este tot lumină. Importantă este intenția și scopul pentru care aprindem. Cu siguranță acest război vă face și pe voi să simțiți anumite senzații, uneori senzații de apăsare. Se mai întâmplă să treceți printr-o anumită zonă, să vă simți așa cu o ceață pe ochi sau cu o amețeală, tocmai pentru că poate ați intrat într-un astfel de război energetic, da? Într-o sferă mai acută în care se derulează un război între entități și cumva ați preluat. Și vă mai tot simți în următoarea perioadă. Ce pot să vă spun cu certitudine este că tot ceea ce înseamnă lumina sau entitățile de lumină luptă din greu pentru noi. Și dacă ne-au fost atât de mult timp lângă noi și ne-au fost de ajutor și mereu au sărit în ajutorul nostru necondiționat, aș putea spune, acum este momentul să răspundem și noi la cerințele lor, să îi ajutăm și pe ei în acest război. Pe lângă lumina pe care o aprindem, să avem lumină în suflet, să nu ne pierdem credința, să nu ne pierdem integritatea, să nu ne pierdem autenticitatea, să nu ne pierdem iubirea față de sine și față de semeni. Indiferent de ceea ce se întâmplă în astral sau ceea ce se întâmplă la nivel planetar, la nivel pământean, trebuie să înțelegeți că pentru a trece pe aceste lucruri trebuie să rămâneți integri. Și la conferința pe care am avut-o pe 30 septembrie și cu această ocazie vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat, pentru că a fost o energie extraordinară și toată dinamica acestei conferințe a fost cumva orientată spre recunoștință și spre ridicarea luminii, tocmai pentru a rezista acestor vremuri care vin. Și lor la conferință le-am povestit acest lucru și vă povestesc și vouă că îngerii și arhanghelii au nevoie de noi. Rugați-vă pentru ei, trimiteți-le lumină. Aceste ființe, aceste entități de lumină se hrănesc efectiv cu gândurile noastre bune și cu lumina pe care noi o dăm. Și, bineînțeles, viceversa, în momentul în care trăim în frică, panică, ranchiună, răutate, ură, nu facem altceva decât să alimentăm puterea entităților negative. Acest război a început de ceva vreme, acum am ajuns la un vârf destul de mare, un vârf care eu din toată inima sper să nu mai crească, însă așa cum se prevăd acum lucrurile, zic o să fie și mai rău la nivel astral. De aceea apelez la voi, sau ghizii spirituali poate apelează prin mine la voi, pentru a le da această mână de ajutor. Cu siguranță întotdeauna există un echilibru între bine și rău. Cu siguranță întotdeauna există un echilibru între lumină și întuneric. Nu poate fi doar lumină, cum nu poate fi doar întuneric, mai ales aici, pe pământ, unde, într-adevăr, este un ring prin care noi trebuie să ne dezvoltăm mai mult lumina și să avansăm mai mult pe plan spiritual. Însă întotdeauna ponderea luminii trebuie să fie mai mare. Hai să facem un minim efort cu toții și să ajutăm entitățile de lumină pentru a câștiga acest război. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, am să vă rog să dați un share și, bineînțeles, un subscribe pe de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Până data viitoare, vă doresc să fiți fericiți! La revedere!